Bună și bine ați venit la un nou episod din The Sound of Learning. Astăzi avem alături de noi echipa Rubik Kids Podcast și pe Luiza, fondatoarea Rubik School. Bună, ce faceți? Bine! Bine! Bună! Bine! Mă bucur că ați venit și ca să începem podcastul, ce-ar fi să ne spuneți fiecare câteva cuvinte despre voi, cine sunteți, câte ani aveți și ce pasiuni sau hobby-uri aveți? Ok, am văzut cum ar fi ceva după. Am 10 ani, numele meu este Petru și hobby-ul meu este să mă joc pe calculator, să fac Lego și să mă joc șah. Astea sunt și pasiunile mele. Și programarea. Numele meu este Mihai și am 11 ani. Pasiunile mele sunt hockey-ul, pescuitul și ieșitul prin natură. Bună, eu sunt Luca, am 9 ani fără o zi, adică mâine împlinesc 10 ani și hobby-urile mele sunt actoria, filmmaking-ul și muzica, adică am compus câteva melodii și la Rubik mi-a plăcut foarte mult cursul de actorie și de filmmaking, mi-a plăcut cursurile astea mult și am început mi-am făcut o pasiune din asta și acum iubesc să fac filme și să le editez. Bună, sunt Linca, eu am 9 ani și pasiunile mele este călăritul, desenatul, programarea și notul. Bună, pe mine mă cheamă Robi și eu am 10 ani și pasiunile mele sunt desenatul, cititul, Minecraft-ul și natura. Eu sunt Daria, am 8 ani și îmi place să cânt la pian, îmi place notul, tenisul, badmintonul, adică foarte multe sporturi. Ce drăguț, văd că toți faceți lucruri foarte interesante și din foarte multe domenii. Dar știu că un lucru pe care îl aveți toți în comun este că sunteți la Rubik School. Ne puteți povesti și nouă un pic despre ce e Rubik School? Păi, Rubik School este o școală, cum s-ar zice, liberă, așa zic eu. Că te lasă să înveți orice vrei și are o grămadă de topice, cum ar fi programarea, astronomia și tot ce am spus până acum toți. Și avem o comunitate foarte mare, de 100 plus de oameni. Eu în Rubik am găsit, mi-am regăsit de fapt multe dintre pasiunile mele, iar aici am putut să mi le și dezvolt prin a facilita un curs, propriul meu curs, dar am găsit și noi pasiuni și am descoperit mentorii care sunt foarte drăguți cu copiii, am găsit prieteni noi, am găsit persoane cu care poți să vorbești absolut ce vrei. Și o singură persoană poate să-ți facă din, nu știu, cea mai nasoală zi, cea mai bună zi. Și tot ce găsești în Rubik n-am găsit și altundeva. Eu vreau să zic că, exact cum a spus și Petru, Rubik e mai mult despre, adică, nu e ca orice after school, nu ai cursul, ai câteva cursuri și pe alea le faci și n-ai ce zice. Adică poți să ții tu cursuri, poți să mergi la cursurile copiilor și facilitatorilor. Și sunt multe evenimente care nu sunt așa de normale. Adică, de exemplu, să mergi la un podcast nu prea găsești pe nicăieri. Și chestiile astea ne ajută mult să mai învățăm și alte chestii decât ce învățăm la școală. Sau, de exemplu, cei care merg la școală de stat, chestia asta ne ajută foarte mult să ne deschidem ochii, să învățăm mai multe decât ne învață la școală. Pe mine m-a schimbat foarte mult Rubik, pentru că am învățat mult mai multe despre benzi desenate, programare, etc. Și,
Și asta ne-a schimbat complet viața, pentru că am devenit mult mai mult mai prietenoasă, mult mai mult mai cum să zic eu, învățată. Și și chiar iubesc Rubicul ăsta, deci nu știu ce să spun, nu am cuvinte. Foarte, foarte interesant. Daria, tu ce părere ai despre Rubic? Păi, pentru mine Rubic este o școală în care copiii învață prin joacă și ca să o compar așa, pentru mine nu este ca în școală normală cu profesor care țipă mereu la tine și aici nu este pe note. Da, înțeleg stresul notelor. Da, așa, dacă ar fi să alegeți un lucru din Rubik, care este lucrul vostru preferat? Profesori care chiar lucrează în acel domeniu și chiar sunt pasionați de acel lucru. Sincer, nu pot să aleg un singur lucru, dar printr-un singur lucru voi spune 100, logo-ul nostru, cel galben. Ne face să zâmbim mereu. Da, și eu sunt acolo cu Mihai. De fapt, cred că cel mai mult la Rubik îmi place că avem libertatea de a ține cursuri și să luăm niște decizii. De exemplu, la școală nu putem să luăm atâtea decizii. A fost odată, de exemplu, la status, am luat niște probleme din Rubik pe care am încercat să le rezolvăm noi și am luat decizii noi copii și asta e foarte frumos și cumva asta e locul meu preferat din Rubik. Da, cum a zis și Luca și Mihai, nu pot să aleg nici măcar un singur lucru, parcă aș lege aproape tot Rubicul, dar nu am cum, nu știu. Lucrul meu preferat de la Rubik este că poți să ai opiniile tale. La școala normală chiar nu puteai și cu doamna mea nici măcar nu aveai o șansă micuță. Și pentru că ea zicea, natura face asta și gata. Chestii de genul ăsta. Păi, pentru mine la Rubik sunt ceva de acord cu cam toți colegii, aș alege tot Rubikul, dar dacă ar fi să aleg un lucru, ar fi public speaking. Ce interesant. Și am auzit că aveți un podcast și vreau să vă întreb cum v-a venit ideea să realizați podcastul ăsta și cum a fost această experiență până acum? Păi, a fost ideea că să facem cunoscut Rubicul în lume și să mai și ne asculte lumea, să vadă ce facem noi. Na, cam asta e ideea. A fost ideea principală și mai era și să ne distrăm cu podcastul și să învățăm pe copii chestii. Vreau să vă mai spun eu ceva. Acum câteva luni am făcut până și o reclamă despre Rubik. Și mai mult un ghid decât o reclamă. N-a fost tocmai ideea noastră să facem un podcast, a fost a lui Izei, bineînțeles, dar până acum experiența este una pe care n-am mai trăit-o nicăieri și nici nu mă așteptam să fac vreodată un podcast, n-am mai auzit vreodată ce era un podcast, nu știam ce era, dar uite că acum am ajuns la făcând un podcast, am ajuns la un alt podcast, să fim noi, cei care facem un podcast, invitați la un podcast. Ideea de podcast, într-adevăr, i-a venit lui Izei, doar că, adică, și noi am venit cu anumite chestii, ne-am gândit la rubricile noastre și, de exemplu, înainte, un podcast mi se părea foarte plictisitor. Erau niște oameni care vorbeau într-o înregistrare câte o oră, dar mi-am dat seama după aia că nu trebuie neapărat o oră și poate chiar să fie chestii interesante. Și dacă vorbim noi, mi se pare mai interesant decât să-i ascult pe alții. Da, adevărul, un podcast mi se pare mai tare decât un radio care
spune numai muzici, nu știu ce știi. Și parcă uneori te și învață, uite, board games-uri, pastila de învățare și multe altele. Deci, nu, da, tot spun și eu că i-a venit ideea Luizei. Nici măcar nu te plictisește. Deci stai într-un pat, te asculți podcastul și te relaxezi și te învață în același timp și ceva. Da, foarte adevărat. Daria? Păi, pentru mine a fost interesant și mi-a plăcut foarte mult. Chiar și dacă eu doar stăteam acolo și ascultam și eu doar stăteam acolo în scaunul meu și dădeam feedback. Eu cred că ideea asta cu podcastul n-a venit de la Luiza, ci pentru că am venit cu toții. Pentru că am ales să facem cumva ori un canal, ori ceva pe Facebook, ori să facem un podcast. Și am votat. Până la urmă s-a votat podcastul. Și atunci s-a început podcastul. Cu adevărat. Ok, acum vreau să vă mai întreb, care ar fi mesajele pe care vreți să le transmiteți prin podcastul vostru? Păi, cred că să se bucure de partea plină a paharului acum în pandemie. Adică să vadă ce e bine acum, nu doar ce e rău. Să învețe cât mai mult și cât mai bine, adică și să se dezvețe, cum are Luiza acel dezvăț, și da, asta e tot. Înțeles, Trinca, tu părere. Păi, eu vreau să le spun că da, și să te dezveți și în același timp și să înveți lucruri noi, dar nu să când urlă doamna să stai în bancă, uite, să stai în bancă și apoi să scrii. Nu. Să înveți despre natură, să învățați matematică distractivă, că uite cum este șeul lui Fibonacci, nici măcar nu te plictisește. Și să joci jocuri, adică board games, în loc să joci pe calculator, mie nu mi se pare atât de ok, mai ales pentru cei mici. Și cam atât. Acum v-aș întreba care ar fi fiecare dintre rolurile voastre, că am auzit că sunteți împărțiți pe segmente și fiecare face un tip de episod, dacă puteți să-mi spuneți despre asta. Luca, dacă poți. Eu, de exemplu, în podcast am, adică rubrica mea este povești din comentarii, adică în fiecare episod eu o să povestesc ceva din viața mea și din experiențele mele și după aia o să iau interviu unui copil din Rubik. Și mă mai ocup și de promovare că data trecută am vorbit despre promovare și ne-am împărțit pe rol. Daria, tu? Eu prima dată la podcast am avut un rol de dat feedback, dar la un moment dat eu am avut rolul de episod special. Adică eu nu apăream în toate episoadele, apăream doar în episoade speciale în care răspundeam la întrebări, cum este episodul special care l-am făcut în pandemie. Eu am rubrica de Internet Malware Security. Aici învățăm cum să ne apărăm online și să ne apărăm de virus și tot felul de astea. Și mă mai ocup de afișe la promovare. Foarte drăguț. Acum, Robi? Păi, eu sunt cu Ilinca la invitatul lunii sau săptămânii. Și
acolo dăm interviu la niște oameni în care ne inspiră și și atâta, Cristofor. Am înțeles că faci segmentul ăsta împreună cu Elinca. Dacă... Pot să vă mai spun ceva despre invitatul lunii. Acolo puteți să vă inspirați și voi și să aflați mai multe despre niște oameni care au schimbat lumea sau sunt populari. Ah, ce interesant. Mihai, tu? Ok. Eu am rubrica Pastila de învățare, unde toată lumea poate să-și pună întrebări, iar eu, practic, nu știu, le răspund într-un fel sau le rezolv probleme în legătură cu natura, cu lumea înconjurătoare, cu tot ce are legătură de ce vrem să știm. Și aici putem să ne punem și mai multe întrebări, putem să aflăm răspunsul la întrebarea respectivă și putem să ne dezvoltăm. Și de cool de subiect. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri, au fost foarte interesante și abia aștept să mai puneți episoade pe podcast pentru că abia aștept să le ascult. Acum am intrat într-un nou segment, și anume The Slice of Life segment și aș începe prin a pune prima întrebare de ce înseamnă de fapt să ai succes și cum îl atingi. Luca. Pentru mine să am succes înseamnă nu neapărat să fiu faimos, ci să ajungă mesajul pe care vreau să-l transmit la mai multă lume și să poată învăța, să poată să învețe ce vreau eu, ce spun acolo și să ajut multă lume și îl ating prin nu neapărat prin promovare. Dacă, de exemplu, mesajul nu e clar și e complicat, nu cred că o să-l asculte prea multă lume, dar dacă e ceva mai simplu, dar care învață pe multă lume, asta cred că o să facă ca mai mulți oameni să asculte podcastul nostru. Da, mi se pare că ai foarte multe. Aș trece la următoarea întrebare, ca să răspundă fiecare la câte una. Care e cea mai importantă calitate pe care o poți avea ca om? Elinca, tu ce crezi? Cea mai mare calitate de a avea ca om este să învăț ceva. În ultimul timp, la școală am avut calificative mai bune și învăț din ce în ce mai mult la rugbi. Drăguț. Legat de învățare, dacă ați putea să învățați pe adulți orice lucru, care ar fi acela și cum ați face? Daria, vrei să răspund la asta? Păi eu i-aș învăța să nu se enerveze pe ei când greșesc, pentru că eu încă n-am reușit să fac asta, dar încă mai lucrez și aș vrea să îi învăț și pe ceilalți oameni din jur. Și eu i-aș învăța asta prin a învăța să se obișnuiască când greșesc, să spună și ceva care îi ajută. Cam atât. Mi se pare un lucru foarte important de învățat și eu aș vrea să-l învăț cât mai repede. Aș mai întreba dacă ai avea un motto personal, care ar fi acela? Mihai, dacă vrei să ne spui. Da. Motto-ul pe care vreau să-l spun sună așa. Împreună vom trece Marea Albastră și după vom da de munți. După aceea vom trece de ei și vom ajunge în sfârșit acasă. Motoul acesta vrea să spună că ori de câte ori e un lucru greu în viață, putem trece de el cu ușurință, prin perseverență și curaj. A fost foarte frumos, mulțumim mult că ai spus și nouă. Mi se pare că e un motto foarte profund așa și faptul că ai putut să-l scoți la o întrebare așa din prima, mi se pare foarte, foarte cool. Mulțumesc! Următoarea întrebare ar fi, ce înseamnă iubirea pentru voi? Pentru mine iubire înseamnă că ții la cineva și dacă are nevoie de ajutorul tău, tu l-ajuți, nu las așa. Aia ce contează? Nu îmi place de el. Da, asta vreau să zic și eu. Cumva că
când cineva iubește pe altcineva, cumva ține la el și pasă de el și îl ajută când are nevoie. Mhm. În cazul la fel, crezi tu? Da, vreau să răspund tot la întrebarea asta. Pentru mine, iubirea înseamnă să ajut pe cineva, să stau împreună cu familia, să stau împreună cu prietenii, să ajut familia, să ajut prietenii, să cresc floarea mea, să am grijă de mine, să... cam multe. Dar mi se pare că e foarte adevărat că toate astea trebuie să existe când iubește cineva. Și care este cel mai frumos lucru pe care vi l-a spus cineva vreodată? La mine, nu prea vine acum, dar singurul lucru care mi-a venit așa pe repede înainte în minte ar fi să nu judec pe oameni și să nu iau la modul personal. Că eu când eram mică și profesorii mai țipau la mine, începeam acolo să-mi crape capul pe scaun și eram... venea să mă ridic de pe scaun și să plec din clasă. Da, cred că toată lumea a avut o perioadă de genul. Cred că cel mai frumos lucru a fost când părinții îmi spun că mă iubesc. Asta îmi place foarte tare. Da, cred că tuturor ne place asta și mă bucur că te-ai gândit la asta. Toate cuvintele de dragoste care mi-a spus toată familia. Foarte frumos. Am întâlnit multe vorbe frumoase sau îndemnuri care mi-au plăcut și recent am avut la Rubik, la cursul emoții și mindfulness, am avut un joc, ca să spun așa, fiecare trebuia să spună o calitate sau un lucru pe care îl vede și care, nu știu, primul să spună printr-un cuvânt, două, trei, ce înseamnă pentru el persoana respectivă. Și Luiza a spus că sunt un prieten de care toată lumea are nevoie și cred că eu nu mă gândeam la lucrul ăsta. Sau, de exemplu, mie îmi plac foarte mult animalele și unii copii au spus că sunt foarte bun cu animalele sau mie, pentru că îmi place pescuitul, sunt foarte bun la pescuit sau pentru că îmi place hockey, sunt foarte bun la hockey. Și, nu știu, practic acea zi a fost așa un lucru, un cadou cu mai multe cadouașe în el. Încă un lucru foarte frumos pe care l-am citit și l-am auzit așa dintr-o carte a fost modul pe care l-am spus cu două întrebări în urmă. Și, în general, nu știu, mai spune lumea să am curaj, să am încredere în mine sau părinții mei că mă iubesc foarte mult și cred că toată lumea a auzit de aceste cuvinte. Mă bucur că ați auzit toți cuvinte așa frumoase, pentru că chiar le meritați, sunteți niște super copii. Acum, ca o ultimă întrebare pentru a încheia podcastul, avem o întrebare mai fun. Și anume, vreau să mă întreb voi cum vă imaginați că va fi la liceu. Și aici poate să răspundă toată lumea. Petru, poți să încep tu? La fel ca Rubica, aș vrea să fie. Adică să fie amuzant. Rinca, tu, ce părere ai despre liceu? Cred că liceul o să fie destul de ok. Aproape la fel ca școala, numai că lecțiile sunt un pic mai grele și mulți profesori, cred. Și am și o parte rea, s-ar putea ca tot să râdă de mine că sunt prea mică. Deci am 9 ani și zici că am 7 ani. Nu cred că ar fi cazul, pentru că sunt mulți copii diferiți acolo. Așa că să nu-ți faci griji. Luca, ce crezi? Mă gândesc că, exact cum a spus și Linca, la liceu cred că o să fie exact ca la școală, doar că lecții mai grele, dar nu doar atât. O să fie și profesori mulți, da, dar probabil o să am o gașcă, o să merg la petreceri, cred că o să fie și bucata asta mai fun și o să pot să mă distrez mai mult ca la școală, că o să fiu mai mare și o să pot să merg pe la petreceri și chestii din astea. Este foarte adevărat că și asta e o parte din liceu. Eu
pot spune, sora mea este la liceu și din câte mai povestește ea pe acasă, sună destul de bine la liceu, nu pare așa de greu, sunt doar 4 ani de care merită să te bucuri și la liceu cred că poți să găsi și lucruri distractive și, nu știu, persoane noi, prieteni noi, pasiuni noi, poate, nu știu, la, și dacă te specializezi pe un anumit lucru, nu știu, să zicem că îți plac științele, te duci la științe ale naturii și corpul uman, să zic, și poți să, să te dezvolți și mai mult și după liceu poți să te duci la o facultate și acolo să te dezvolți și mai și mai mult. Deci, liceu e o parte normală prin care toți trecem. Nu mi se pare un lucru așa de rău. Ai foarte mare dreptate că cu cât înaintezi în vârstă și liceu, facultate, cu atât te accesezi mai mult pe ce-ți place și mi se pare că ai făcut foarte bine. Bine, Daria. Eu cred că la liceu o să fie bine, chiar și dacă poate o să mai fie niște obstacole care nu o să-mi placă, profesor, alte materii. Eu cred că o să fie bine. Robi? Eu cred că liceu o să fie tot un fel de școală, numai că cred că mai distractivă. Iar mai grea, că mai sunt și că trebuie să fie mai grea și și este mai distractivă pentru că poți să te duci la tot felul de chestii fără să te duci cu părinții, adică că poate nu te lasă părinții, adică nu poate nu poți să te duci părinții cu tine. Și nu o să poți să te vii, să te duci acolo și dacă te duci singur, poți să te duci fără nicio problemă. Da, ai dreptate și asta este un pro la liceu. Vreau să vă spun că noi, fetele, când ne gândeam la întrebări și ne gândeam cum ne gândeam noi la liceu când eram mici, noi nu avem o imagine așa clară, mai mult ne gândeam cum e pe Disney Channel și ce făceau ei pe acolo, așa că mi se pare că aveți niște răspunsuri foarte interesante și elocvente în față. Acum am ajuns la sfârșitul podcastului, vreau să vă spun că mulțumim mult că ați stat de vorbă cu noi și sunteți super tari și vă dorim mult spor în continuare. Abia așteptăm să ascultăm noile voastre episoade. Mulțumim și ascultatorilor noștri că au fost alături de noi, iar podcastul Rubik's School îl puteți găsi în descriere. That's it! Woo!